Rămânem pe aproape cât de indicat este să se țină post în timpul sarcinii, având în vedere și săptămâna dinaintea cinei. Unii nu recomandă, auzi, lege nu este, în funcție de starea spirituală și starea de sănătate. Dumnezeu n-a poruncit post obligatoriu decât la evrei în ziua a 10-a lunii, a 7-a, ziua ispășirii, când toată lumea trebuia să smerească în vederea iertării păcatelor. Scriptura spune, Matei 6, cuvintele Mântuitorului, când postiți, alegeți voi când postiți. Și ca familie scrie când postim, în 1 Corinteni 7, cu bună învoială, este necesar să postim. E și sănătos să postim, da, să cercetăm când e sănătos. Cum mi-a spus unei surori gravide, a zis, eu prefer să postez și să nu fiu gravid. E mai grea sarcina la dumneata decât la mine. Avem o lege a slobozeniei, de acum zice în Galaten să nu trăim pentru firea pământească așa cu legea asta a slobozeniei.